Salutare, guys! Bine v-am găsit pe vlogul nostru! Îmi pare bine să vă văd fețele zâmbitoare. Astăzi stați aproape, avem o zi foarte importantă, foarte aglomerată și cu multe surprize. Hai să băgăm birolul! I-am mulțumit brăduțului, l-am despodobit, am strâns toate nebuniile, le-am pus la loc. Am făcut curat repede. Normal că Adrian a zis că el aspiră, că nu poate. Și a fost un proces așa de durată, până am despodobit bradul, până am aspirat, s-au făcut numai ace de brad. Să-l vedeți pe Adrian ce fericit este și... când de ce... Mă, tu faci un pic de treabă fără să te enervezi acum de curiozitate. Astăzi am crezut că o să fie o zi un pic mai lejeră. Dar nu. Adriana are o ședință foto care a apărut așa din senin, nu ne-am așteptat. Mă, normal, după sărbători, toată lumea este așa un pic mai, știți? Au startul mai greu. Da. Dar am primit un text ieri, parcă, și azi am o ședință foto. Câțiva clienți au sunat-o pe Oana că vor niște plimbări la căței. Avem ceva în plan, dar nu știm sigur ce, dacă reușim. Trebuie să ne punem de acord. De asta v-am spus de surpriză să stați aproape, că nu suntem siguri dacă ne reușește planul. Dacă ne reușește, vă dați seama că punem un vlog. Dacă nu, o să vă spunem la sfârșit despre ce, exact, da, ce am fi vrut să fie. Dar stați aproape de noi și o să vedeți despre ce e vorba astăzi. Ce faci, mă? Mă machiez. Te faci frumoasă? Da, cineva cerut să-mi vadă rutina de machiaj. Nu, nu vreți să vedeți. Credeți-mă pe cuvânt. Deci este cea mai pidos rutină. Nu că pădos, e Ana, nu știu, Alandala. În funcție de cum mi le aduc aminte, le aplic pe față. Deci sunt ultima persoană care ar putea să vă arate cum să mă machiaj. Gata, chiar acum am ieșit de la ședința foto, am avut doar un apartament de filmat și acum ne ducem repede să plimbăm căței aia de care v-am spus. Bye, take care! Cred că ne-a reușit surpriza de care vă ziceam, dar stați aproape. Nu sunt sigur, încă trebuie să vorbesc cu Oana. Stai așa. Ia spune, cum a rămas cu surpriza? Da, deci se pare că s-a confirmat surpriza. Ce avem noi pregătit pentru astăzi este faptul că pentru prima dată ne vom întâlni cu un abonat din familia noastră de pe YouTube. De fapt, doi. Sper că amândoi sunt abonați. Da, sper că amândoi, dar nu știu, întrebăm. Ne-a apelat un abonat și ne-a spus în privat și ne-a întrebat dacă am putea să spunem părerea noastră cu privire unde ar putea să petreacă Revelionul în New York. Ne-a cerut părerea și ne-a spus că va fi aici de sărbători și un pic mai târziu după sărbători. Și am zis ok, asta înseamnă că dacă o să găsești puțin timp și dacă o să avem și noi un pic programul mai liber, poate reușim să ne întâlnim la o cafea. Am mai avut o tentativă să ne întâlnim, numai că programul nostru nu prea a coincis cu al lor și noi suntem conștienți că ei sunt aici în vacanță și că vor să vadă absolut tot ce e de văzut în orașul ăsta și am zis ok, lasă, mai sunt zile, n-au intrat zile în sac până plecați voi, poate reușim. Și astăzi am hotărât să ne întâlnim împreună la ora 3. Până atunci trebuie să rezolvăm milioanele de lucruri pe care le mai avem de făcut. Vedeți, eu am reușit să mă machiez, trebuie să mă mai ocup de păr, să-mi fac și unghiile la volan. Dar o să filmăm și întâlnirea cu abonații noștri. Water. Hot, hot water. Hot water. Hi, AJ. Yes, my guys. Give me a I see. Măi, dă mânuța la... Nu mă face să urc după tine. Chiar a fost să nu cazi pe scări. AJ, dă mâna să nu cazi pe scări. Hai, mami te ajută, da? Gata, acum am ieșit afară cu căței, l-avem pe Kobe aici, o avem pe Eli. Eli? Îi plimbăm o oră și în timpul ăsta Oana a primit un text de la proprietarul unui câine care trebuia să-l plimbăm la noi în cartier acolo și a anulat plimbarea de astăzi. Așa că e mai simplu pentru noi, pentru că după ce lăsăm căței ăștia,
mergem acasă, parcăm mașina, mâncăm și după aia luăm metroul downtown ca să ne întâlnim cu băieții ăștia. Măi, super awesome asta, cu bine că ne-am corelat. Happy New Year. Noi vorbim cu voi, noi ne uităm la cameră, noi știm că sunteți acolo, dar acum, cunoscând efectiv pe unul dintre voi, lucrurile devin, nu știu, mai reale. Nu știu, interesant. Eu abia aștept să putem să ne permitem să călătorim și să reușim să vă cunoaștem pe fiecare dintre voi în fiecare țară în care o să reușim să ajungem. Pe unde mai sunteți voi, apărăm și noi, dar numai bani să avem. Da. Dacă cumva vreți să ne ajutați canalul cu niște sponsorizări, avem un link în descrierea videoului. Jos, dați click, este un cont de PayPal. Dacă vreți să donați, nu știu, un dolar, cât vreți voi. Noi nu suntem rușinoși și acceptăm donații de tot exact. Felul. Banii vor fi investiți în aparatura mai bună. Vrem să îmbunătățim calitatea videoului, să vă luăm peste tot în New York City, pentru că este un oraș superb și trebuie să vedeți tot. Și în afara lui. Aici. Și în afara lui. Noi suntem în întârziere, 10 minute am întârziat, ne cerem scuze, Mihai. De obicei nu întârziem, dar luna asta am cam întârziat, cam des. Am fugit repede acasă, am parcat mașina, am urcat sus, am mâncat repede și am luat metrou. I-am dat de mâncare lui AJ, am luat metrou, am mâncat. Dar dăm și noi vina pe AJ, mănâncă încet, așa că ne cerem scuze încă o dată. Acum am ieșit de la metrou la 34. Mă, dar eu am i-am o problemă. Dat... Da. Noi cum îi recunoaștem pe cuplul ăsta, adică nu ne-am văzut niciodată. Ei mă gândesc că poate ne recunosc pe noi, dar noi așa dacă trecem pe lângă ei. El la profil are poză cu un cățel în brațe și acum dacă n-are cățelul... I-a dat text și a spus că sunt în față la... În față, vis-a-vis de Macy's, acolo unde scrie Believe. Deci, aha, mai avem o leacă și ajungem. Ia, stai că a spus. Suntem vis-a-vis... A, asta e citotul. Da, hai să mergem repede. Pac, 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 gata. Băi, noi am ajuns. Unde sunteți? Salut! Hei, salut! Ne cerem scuze de întârziere, chiar că e genitivul. Eu sunt Clara. Madalina. Pare bine. Eu sunt Mihai. Pare bine. Noi deja vă știm. Salut! Mihai. Eu am spus la Adrian, zic eu, abia acum când am ieșit de la metro, îmi dau seama, zic, dar noi cum vă recunoaștem pe voi? Vă recunoaștem și știu că tu la poza ai un cățel în brațe. Zic, ce facem? Că dacă n-au adus căile cu ei, eu nu recunosc fără cățel. Vă trebuia să gândiți cățelul. A lăsat acasă. Ce faceți? Da. Ați văzut Paces? N-am intrat încă, pentru că n-am avut timp, că dacă intrăm aici pierdem minim 2 ore. Macy's îl urăsc într-un fel, pentru că are, de exemplu, geamurile acoperite, nu găsești un ceas înăuntru. Aici, nu știi când e zi, când e noapte da, și exact. Ieșirile nu sunt... Și nu îți dai seama când trece timpul și apoi nu sunt ieșirile marcate. Am eu o curiozitate. De la toate videourile, de la ce vine AJ? E pur și simplu așa e numele sau sunt două Alexander nume? Alexander James. Eu sunt Da, serios? Și eu din Constanța. Din Constanța, wow! Am venit aici în zonă să mâncăm ceva. Bineînțeles, fiind 2019, mâncăm o salată, nu-i așa, guys? Ne place aici, mâncarea este proaspătă, este bună, ai și de unde să alegi, de la fructe, salată, carne, ce vrei tu. Și bineînțeles că mâncăm salată, v-am spus. Și bem apă, nu bem bere, nu bem vin, nu bem vodka, nimic, bem apă. Așa în fața camerei, ca acasă bem 3 pahare de vin și... Cum am dat? Păi am dat din întâmplare de când ne pregăteam nostru. Pentru ne pregăteam pentru vacanță. Am căutam văzut acolo, gata, New York. A zis Madalina, băi, vreau să văd și eu niște români care stau în New York. Și care fac chestii. Da. Care fac foc. Da. Sau nu neapărat, adică români care o duc, care trăiesc viața acolo și le place. Și ați mai dat de alte canale de români? N-am mai căutat, după voi ne-am oprit și am zis, hai să-l urmărim pe tot. Și ne-am uitat la cred toate, uitat la da, tot. Ne-am uitat la toate alea atunci. Yes, yes. Căutăm, când mergem în destinații noi, căutăm niște, bune, e foarte mare obiectivul ăsta, căutăm chestii locale sau tradiționale sau locuri din astea, știi, care ies de pe... traseul ăsta turistic super cunoscut, pentru că vrem să ieșim din zona asta din mega aglomerată și vrem și să încercăm alte lucruri. Cum te bați gândit la New York? Păi ce-am zis, am găsit zbor ieftin și am zis, why not? Da. Și v-ați gândit direct la New York sau haideți să mergem în America să... Ne-am cam gândit la coasta de est. Da, ne-am uitat și la zboruri de Miami. Dar... am zis că
Nu Miami. Nu pentru că... Spune tu. Pe 25 decembrie e ziua mătușii mele. Și am fost la ea două săptămâni. Aha. Și am vrut să facem Crăciun cu ea. Nu mai văzusem de câteva luni. Și cum mi se pare? Foarte aglomerat. Foarte agitat. Te seamănă cu Bucureștiul. Doar că Bucureștiul nu e la fel de înalt. Dacă mi-a plăcut. Dacă ar fi să zic eu un singur cuvânt, ar fi grandios. M-a făcut să mă simt așa de mic, exact. Foarte mic și toată lumea e grăbită și își vede de treaba lor. Ca și turist e ok, adică nu știu dacă mi-ar plăcea să locuiesc aici, știi? Să fiu într-o clădire din asta, să ies din bloc și să vină turiștii așa. Dacă crezi că n-ai putea locui aici, în, nu știu, în Times Square? Sau, da, mi-ar plăcea să locuiesc undeva în zonele alea cu nivel redus de înălțime. Ce anume nu v-a plăcut la New York? Trebuie să stai să cauți lucrurile care să nu îți placă. Ca orice capitală mare, va avea oameni ai străzii, va avea mizerie, dar astea le vei găsi în procent destul de mic față de câte lucruri frumoase poți să găsești. Totul e mare la americani. Da, străzile exact. Late, mașini mari, truck-uri puternice. Mari, mâncare. Da, mâncarea. E poliție peste tot. E poliție în New York e poliție, da. E super, da, adică... Și asta nu se întâmplă numai ziua, și noaptea. Noi feeling-ul ăsta de securitate nu l-am avut în California. Nu ne vine să credem, noi am, dacă puteți să credeți că noi am decis... Normal că eu nu pot să spun nimic, guys, că vorbești tu, Ana. Pentru că eu sunt, v-am mai precizat... Și asta nu o să o editez. Eu sunt un fluture sociabil, social butterfly, da? Și Adrian nu e. Și... Eu doar râd așa, ca prost. Și atunci când ne întâlnim cu lume, de obicei eu vorbesc și el dă din cap. Și el vede. Am locuit 9 luni în California, mai exact în Orange County, și nu știu dacă în ăsta 9 luni de zile noi am văzut pe străzi 4 mașini de poliție. Nu cred. Și ne-a luat un pic groază. La un moment dat mergeam pe stradă și stăteam la un semafor și ne-am întors să ne uităm în spate, pentru că nu mă simțeam în plină stradă, în plină zi, în siguranță. Nu știu, mi s-a părut, nu ne-a plăcut, mai ales că rata criminalității acolo este mult, cu mult mai ridicată decât aici. Cred că noi n-am văzut mașini de poliție, că nu sunt prea multe. Nu sunt. De exemplu, am cunoscut niște români. Bă, lasă-mă să vorbesc și eu puțin. Ia stați-mă o leacă. Băi, stați puțin. Deci, am cunoscut niște români în California. Sper că vă uitați la vlogul nostru. Salutare de aici, de la New York. Și el lucra la poliție, ca la departament de IT. Și ne-a spus că, într-adevăr, au probleme cu personalul. Cu personalul de poliție, de pe stradă, de polițiști, nu... Că noi eram în hotel și ne gândeam dacă să venim, adică ploua și era întuneric și trebuia să ne ridicăm, să ne îmbrăcăm, să venim în centru. Și ne uitam la TV și văd acolo shooting in Greenwich. Și tocmai ne plimbasem în Greenwich cu o seară înainte. Ne-am dus la clădirea aia de la Friends. Știți că e locul ăla și am fost și la casa lui Carrie Bradshaw din Sex and the City. Spuneau oamenii că un tip, nu dădeau detalii despre el, l-a împușcat pe altul și el a murit sau chestii din asta și că încă nu l-au prins. Și noi, și afară ploua, super tare. Era ca în film. Da, și zic, ok, mai stăm un pic, eu mă îmbrăcam și zic, hai gata, mergem, am venit în New York de Revelion. Mai stăm un pic și arată 6 negri care au furat un autobuz și s-au plimbat cu el, for fun. For fun. Au dat două ture de cartier sau ceva în genul ăsta. Deci noi, dar ăsta era, l-am deschis, știi, ca să ne uităm. Da. Căutam live-uri din Times Square, că voiam să vedem pe oameni care stăteau acolo de 15 ore, în ploaie. Revelionul l-am făcut în Central Park, am văzut acolo artificiile și după aceea ne-am întâlnit cu niște români cu care ne-am prietenit pe stradă, alaltă ieri, într-un bar. Nu știu, vă zice Mihai unde eram, în ce zonă. Am stat acolo, am băut ceva, am dansat vreo 3 ore și după aceea ne-am dus în Times Square. Și am făcut poze, am filmat, era așa, era bine. Era mai liber. Da, era foarte liber. Circulația era oprită și puteai să te plimbi, să te bucuri de toate alea. Dacă sără mașinile de curățenie, era curat? Încă nu. Era plin de confeti. Și pe clădire era super mult confeti lipit, așa. Foarte tare. Da. Eu cred că vom mai veni, probabil și când e mai cald. Probabil. Uh-huh, uh-huh. Sau dacă nu tot așa de Revelion și poate stăm în Times Square.
Okay, 16 ore. Dacă mi-a căzut ăsta, că nu știu de unde vrea să... Da, chiar că-s curios. Dacă vreți să vedeți New York în splendoarea lui, trebuie să veniți primăvara. Primăvara sau toamna? Da, când sunt copacii. Când floresc copacii. Acum că v-am cunoscut, mie îmi păreți persoane care sunteți foarte muncitoare la locul de muncă, eu așa zic, și ar trebui să primească o mărire de salariu. Și merită, da? Și merită, merită niște bani minus. Da, de părerea noastră. Hai să mergem afară. Hai să mergem. Deci se poate vedea New York-ul și cu low budget. Asta e da, important. Normal. Hai să ieșim. Băi, mie nu vine să cred că datorită băieților vedem și noi un bar, un rooftop. Băieților și fetelor. Vedem și noi mergem acum la un bar pe roof. Suntem pe unde suntem? Pe Fifth Avenue. Pe Fifth Avenue. Deci ce mai vreți mai mult? Asta e ăla de seară. Da. Noi suntem cu Gibu. Aici încăpem toți sau? Ia, mea lisă roz. Haide, vii. Deci așa arată un bar. Avem noroc că am găsit o masă la bar. Este puțin cam frig. Noi vroiam acolo, la Igloo, unde este acoperit și este mai cald, dar n-am avut noroc, vă dați seama, toată lumea vrea acolo. Aici e puțin curent, dar avem noroc că sunt niște heatere de astea. Ne încălzim puțin, dar priveliștea, fraților, este superbă. Mergem să ne încălzim mai bine, mergem să luăm o bere, nu-i așa? Da, da, eu mi-am pus deja halatul, când ne-au dat și halat. Bă, și gratis, mă, n-am dat niciun bani. Dar plătim berea, $10 și gata, am scos bani și de halat. Mihai, semeni cu Moș Crăciun așa puțin, mai deci unde s-a gol? Da, mă, da, este ceva memorabil, o să țineți minte toată viața, Revelionul ăla petrecut. Da. Noi am petrecut un singur Revelion în aia din Paris, în New York. Da, și mă, spune și tu mai mult, că ești la vlog, Oana, filmezi. Nu, este un singur Revelion, fiindcă eu am spus că sunt cinstită și când am prins camera, zic că... Ești cu Iliescu. Dar am fost înghețat, locuiam în Queens și ca să ajungem înapoi acasă a durat mai mult decât am stat acolo și am văzut artificiile. Dar uite așa alții minte, știi, a fost o experiență, măcar am încercat-o și știm pe viitor că mulțumesc mult lui de noi. Da, mă! Te-ai spurcat, ia vodka! Da, mă, ai dreptate, chiar așa. Ia-mă mâna din gunoi. Eu mi-am promis că pe anul ăsta nu mai beau bere până în vară. Chiar are dreptate. Păi trebuie să bei vodka, are dreptate. Nu? Zi tu acum. Numai că nu le pot amesteca, așa că dau cu bere în continuare. N-a început încă anul. Trebuie să treacă mahmureala asta. Așa, mahmureala de după... Trebuie să fie iunie. Cât perimetru ăsta. Așa, și numai acolo ai voie să-l lași fără lesă. Teoretic. Ok. Practic. Da. Trebuie să ai grijă să nu fie poliție. Să nu fie poliție. Din cauza că sunt mulți timp vagabonzi și poate din cauza asta nu mai sunt. La noi nu mai sunt. Sunt foarte, foarte puțini. Dar ce? Ce-au făcut ei? I-au strâns, i-au dispărut. În Constanța? Nu se știe. Nici în Constanța nu prea mai sunt. Mai sunt puțini. Sunt multe pisici în Constanța. Deci, uite, numai ce ne-a zis Mihai, că sora lui este mare vlogger și eu sunt subscrisă și mă uit la ea și Adrian nu mă lasă să spun. Dar nu dăm nume, bineînțeles. O cheamă Ioana și puneți voi puncte, puncte. Ioana 114, comentează acolo. Și... Punem link-ul canalului ei mai jos în descriere, vă duce și vedeți, pentru că are nevoie de subscriber de la noi. Ioana, nu te supăra pe noi. Mulțumim că te uiți la vlogurile noastre. Nu, nu se uită, e doar o întâmplare. O să se uite. Se uite. Oricum, a fost prea, nu știu de ce, a fost super tare, trebuia precizată. Că e ca și cum mă întâlnesc, nu știu, mâine cu ea pe stradă și Adrian nu mă lasă să fac o poză de thumbnail. Ești nebun. Guys, cam asta a fost vlogul pentru astăzi. Ne-a făcut foarte mare plăcere să ne întâlnim cu Mihai și cu Mădălina. Și nouă, bineînțeles, mare plăcere. Și sperăm să mai veniți, să știi că eu țin mâna pe rucsacul cu tău, dar nu în luniel, deci... E ok, e antifurt. Eu sunt mândru de voi că vă descurcați în orașul ăsta imens. Încercăm.
Ok, sperăm din suflet să mai veniți, sperăm să ne anunțați ca să ne vedem cu toții. Ne face o plăcere și... să ne întâlnim iar, în aceeași formulă. Și la poate fel, o să poate fim și trei. În România. Și în România, sperăm exact, să reușim să ajungem să ne întâlnim cu cât mai multă lume. Și o să vă urmărim în continuare. Sperăm. Mulțumim frumos! Până când ne vedem data viitoare, kisses! Bye! Bye, guys! Bye, bye, guys! Dresorul a fost nesimțit, adică a fost... Taci, mă, din gură! Nu, nu poți să spui așa ceva, mă. Nu arată prea sănătos, dar e ok. Nu.